Cred că am făcut papanași de mii de ori până acum, nu glumesc. Sunt printre deserturile mele favorite de pe acest pământ. Știu mai multe rețete pentru ei, dar astăzi o să vă dau pe cea mai ușoară. Este super rapidă, puțin mai sănătoasă și nu dă niciodată greș. Să vedem ce ne trebuie. De grame de prânză proaspătă de vaci, vă spun mai multe detalii despre ea în rețetă. 2 ouă mărimea M, adică 100 de grame, 200 de grame de făină, 50 de grame de griș, 50 de grame de zahăr tos, un plic de zahăr vanilat, o linguriță de coajă de portocală sau lămâie, 5 grame de praf de copt, un praf de sare, 1 litru de ulei pentru prăjit și pentru servit smântână 20% și dulceața acrișoară de coacăze. Să începem cu brânza. Întotdeauna cumpărați brânză din aceasta cu aspect granulat. Nu alegeți brânză sub formă de pastă sau de cremă pentru că închide multă făină. Nu vreau să spun că nu o să iasă papanașii dacă o folosiți, dar nu e ideală. Al doilea lucru important este că brânza trebuie scursă foarte bine de zer. Ori o lăsați la scurs, cu o zi înainte, strânsă bine într-o pânză și pusă într-o strecurătoare. Ori dacă n-aveți timp, o presați pe loc bine, bine de tot, până vedeți că nu mai iese lichid deloc prin pânză. Vedeți cât zer a avut? Ăsta e dușmanul papanașilor. Trebuie scăpa de el. Și mai este un lucru pe care trebuie să-l știți. Nu are nicio importanță dacă brânza este grasă sau complet degresată. Calitatea și gustul vor fi exact la fel. Nici măcar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Încercați și o să vedeți. Peste brânză adăugăm ouăle, făina și grișul, care ați observat că împreună sunt doar la jumătate față de cantitatea de brânză, zahărul vanilat, doar o linguriță de coajă de portocale sau de lămâie, prea multă poate da gust amărui, praful de copt, poate fi înlocuit și cu bicarbonat, și sare. Acum amestecăm. Direct cu mâna, nu vă mai chiniți cu lingura. Aluatul este destul de uscat. După ce am terminat de frământat, putem să punem și uleiul la încins cu focul mediu. Ca să formăm papanașii, întindem o foaie de aluat groasă cam de 2 cm. Dacă cumva se lipește, puteți să vă ungeți mâna și masa cu câteva picături de ulei. Acum o să decupăm papanașii. Puteți să folosiți o formă rotundă de fursecuri, gura unui pahar sau o formă dintre asta pentru gogoși. Dacă decupăm cu paharul, atunci găurim papanașul cu degetul. Din resturile de aluat, facem bile de papanaș de aproximativ 30 de grame. Un papanaș ar trebui să aibă în jur de 100 de grame. Se poate și mai mare, evident, dar riscați să nu se prăjească uniform. După ce uleiul s-a încins, punem papanașii în el. Apoi, imediat dăm focul mic. E foarte important. Eu folosesc ulei de palmier, dar nu este obligatoriu, puteți folosi și floarea soarelui. Cel mai important este să fie mult.
se prăjesc minim 5 minute, timp în care întoarcem de mai multe ori de pe o parte pe alta, ca să ne asigurăm că se fac bine. Papanașii sunt gata. Se servesc calzi cu smântână grasă și dulceața acrișoare, gen afine, coacăze, vișine. Nu sunt la fel de bun dacă dulceața nu e acrișoară. Dacă smântâna e foarte groasă, se poate subția cu puțină apă sau lapte ca să curgă frumos. Papanașii sunt crocanți pe din afară și moi și umezi la interior. Dacă cumva căutați o variantă mai pufoasă de papanași și cu până la 4 ori mai multă brânză decât făină, vă invit să vă abonați la canal ca să vedeți când apare rețeta de papanași moldovenești. V-am pupat și poftă bună!